hotărâre privind însușirea și aprobarea listei cuprinzând nivelul de plata prețurilor de referință de piață. De piață, nu de piață, de piață. Pe specii, pe graduri de accesibilitate și pe sortimente a coeficienților de ajustare a nivelului de piață, a prețurilor de referință, a bordereului și maximul de produse 2016 și a listei pandemiilor propus pentru provizionarea populației de ultima digerat acest proiect de hotărâre. Da. Avem în seară reprezentantul Polului Silic care poate să vă dea relații referitor la unele probleme care sigur și poate nu le-ați înțeles. Eu zic, dacă tot e aici, să profităm de ocazie, să-i punem o întrebare de Deci are cineva o întrebare? Nu s-a făcut nimic. Nu putem face la loc fără sprijinul poliției sau jandarmerie. Dar ți-a avut vreo discuție cu poliția? Am sumat, am pus afișe. Păi da, dar eu nu știu să citească. Am putut face noi. I-a ducem la școală. Degeaba puneți afișe. Mi se părea că sunt prețuri mai mari de la distanță până la 250 de metri, prețuri mai mici. Dar de ce? N-ar fi invers, că e mai greu să aduci de la 1000 de metri decât de la 250 de metri. Depinde de pantă. Sunt prețuri primite de la regie. Deci n-am citit greșit. Eu eram convins. Dacă atunci vremul din pădure de la 250 de metri, 47 de lei, dacă l-a dus de la 1000 de metri, 43 de lei. Da, cam 3-4 lei mai puțin la 250 de lei. E mai scump. E mai bun lezi? Sau... Se leagă și leagă problemă ce distruge semințișul, dacă e mai departe, și atunci să alte cheltuieți, dacă e mai departe, o să alte cheltuieți. Păi da, da, da. Mai aproape mai scump, asta e ideea. Da. A, și... Da, bine. Interesant. Da, da. Vedeți de ce sunt domnului. Da, în momentul în care dați partida pentru exploatare, eu știu că, din păcate, drumurile sunt distruse de utilajele și canale grele care trec pe acolo, inclusiv pe drumurile orașului. Împreună cu primăria, aveți ceva în vedere pentru a se putea prelua niște sume spre refacerea sau reparare, cum sunt obligate de... Prima respectivă este obligată să dea acolo drumul cum a fost inițial la hotărâre. Și s-a întâmplat să-l dea, că eu zic că nu. Da? Inclusiv polestierul sau de acest din partid. E vorba de drumurile din oraș. Sunt oameni care s-au plâns că drumul din oraș nu au fost. Acelea ar fi pe care am dus
Tatian. Cine a fost? Unde a fost? Da, mulțumesc. Eu vreau să vă informez pe dumneavoastră că e o problemă destul de delicată. Vis-a-vis de ce a spus colegul Bontean, perfect punctat, sunt și alte probleme. Eu vă rog foarte frumos, deja v-am făcut în scris, înainte de a începe tăierea de frișare, vă rog frumos să veniți la primărie, pentru fiecare zonă în parte, să stabilim traseele. Pentru că dumneavoastră stabiliți la modul general traseele bine, dar sunt anumite excepții când sunt folosite anumite străzi care ar putea să fie înlocuite cu alte străzi sau cu alte trasee. Pentru că acum, de exemplu, am făcut, știți, nu știu dacă știți, Aurel Vlaic, da? Unde am pus, într-adevăr, o grămadă de bani, o grămadă de materiale. Vă dau un scris că în maxim 3 luni de zile sau 4 luni, să zic, drumul trebuie să refacem din nou. Cine reface? Unul. S-a răspuns că ăla care de fapt transport. Trebuie, Radu, să monitorizăm treaba asta, Mircea Iacob, în așa fel încât acești bani, dacă sunt bani și aceste reparații care trebuie făcute, să fie făcute de către cei care transportă. Doi. Faceți în așa fel încât aceste tăieri să fie făcute pe perioade rece și când este frig, pentru că altfel toate drumurile, la greutățile, la tonajele care sunt acolo, se fac praf. Deci este recomandare. O primiți în scris și vă rog frumos să luați atitudine vis-a-vis de ceea ce a spus și colegul meu. Președinte, am și eu un amendament. Vă rog. Drumul de Aurel Vlaic, dacă a fost reparat, ăla nu este un drum care să suporte 40 de tone. Deci putem să reparăm din lună în lună, până când ei transportă lemnul pe autotrenul, care e căcat la 40 de tone. Nu am rezolvat nimic. Deci de ce au voie să meargă cu autotrenul? Berigazul, cum îi zice la stradă în India. Ăla nu-i drum, nu-i cartier să treacă tirul prin el. Marile orașe, Târgu Mureș, au, domne, n-ai voie cum peste tunajul ăsta în oraș. Una e europeanul și una e să mergi prin cartiere pe Aurel Vlaic. E o problemă, să meargă la 10 tone, la cât au voie. Și asta se poate reglementa și cu semn de circulație. Corect. Acum, spre exemplu, patru transporturi care am aprobat cu masele noastre, am scris clar, maxim 20 de tone. Mult. Da, dar nu, dacă nu-l verifică nimeni... Și eu, nu știu dacă nu-l verifică, am înțeles. 20 de tone e corect să circule pe voia pe plus? Da, mai nici 30 sau 40, am ce face cu atât mai mult, cu atât mai mult. Hai să mergem cu restricții. Bine zici. Și mai este, eu... Vă spun că au fost rărituri, lucrări de rărituri pe Vila Franca în ultimii 2-3 ani și urcau cu tirul, domnule, pe Vila Franca. Deci se transporta lemnul de pe Vila Franca cu tir de 22 de tone. Care cărca pe... Ai stradă de mers tirul pe ea. Nu, nu vorbă, este așa. Și pe urmă vin, domnule, hai trageți 2-3 petici acolo că nu se mai poate circula. Păi de aia. Nu se poate. Deci oriunde mergem cu tirul, până în pădure, că acolo e pădure. Nu-i regulă. Și veneau seara, deci e clar că o făceau pe conștient și așa mai departe. Dacă nu o controlăm, se va întâmpla că nu o să avem drumul niciodată. Da. Domnul Perțe, vă rog. Vreau să zic un alt aspect pe care l-am semnalat și în anii anteriori. Domnul Ciucan, degeaba punem restricții. Nu urmărește nimeni dacă se respectă sau nu restricțiile. Este restricție la Biserica din Cornești, într-o singură zi, dacă ar sta cineva de dimineața și până seara, ar încasa o grămadă de bani, pentru că acolo trec tirurile peste vârtej și nici aia nu-i stradă pentru tiruri. Așa. Doi la mână. După părerea mea, ar trebui să fie două tipuri de taxe. Una pentru drumurile forestiere și una pentru drumul din oraș. Noi luăm niște bani că strică drumul forestier, ei dau bani, repară drumul ăla, dar despre restul... Da. Deci, credeți-mă ce vă spun, faptul că punem restricții este un lucru bun, dacă și verifică cineva, dacă nu-l verifică, nu are niciun rost să mă pună restricții, lăsăm totul să funcționeze ca acum.
Eu vă propun următorul lucru. Din curiozitate, puneți un echipaj de la poliția locală o săptămână pe, nu știu cum se numește strada, Cloșca sau, nu le aveți niciodată asta, care merge către Vântești, pe lângă Biserica Ortodoxă, puneți un echipaj să stea o săptămână și o să fiți uimiți ce încasări face poliția locală. Nu are vreo. Nu, poliția municipală să fie. Atunci poliția municipală, da. Rugați-vă, da, pe mai cu am reținut. Am reținut. Nu știu cum putem reveni, aici, aici, trebuie să-i ne totdeauna am discutat despre taxele astea care înseamnă transportul în oraș. Niciodată taxele nu vor acoperi costul de reparație unui drum la găsesc. Dacă nu casăm de la unicelul. Păi, pentru că numai din tine să mai taie lucrurile și poate că e la mandajul nostru. Haideți să stabilim consiliul, să stabilim o taxă prohibitivă. Domnule Iacob, credeți că pentru faptul că nu mai intră tirile în Târgu Mureș, nu se mai aprovizionează Târgu Mureșul? A, bine, eu nu spun asta. Nu culeg, cu orice ar fi. Ceea ce se poate, ceea ce se poate face, după părerea mea, este ca tot ceea ce înseamnă parcele de tăiat, la care accesul este obligatoriu, pe Caraiman, de exemplu, sau de pe Horia Teculescu încoace, și așa mai departe, să stabilim deja din momentul, împreună cu Ocolul Silvii și cu Direcția Patrimoniu, ca transportul din parcelă să se facă cu mașină de 5 tone. Bucată de bucată, că n-avem altă soluție. Cine vă și dacă îmi permiteți. Să, virgulă, odată era reglementată situația. În sensul că, în momentul în care a judecat cineva licitația unei parcele, se venea la Ocolul Silvii. Ocolul Silvii când te uita spre primărie. Primăria avea un angajat la gospodărie, vorbesc de fosta gospodărie, care nota numărul mașinii, capacitatea și pleca pe traseu și preda traseul cu podurile care are, cu așa mai departe, în stația care era. Când se termina, și poliția locală între timp făcea verificări, tot timpul, să nu aibă alte mașini. Când se termina, se reprelua din nou traseul respectiv și dacă într-adevăr erau defecte, mă rog, a lovit un pod, un șansă, mai știu ce, îl repărea pe propria cheltuială. Și pe lângă asta plătea și o taxă de transport. Acum această activitate, trebuie să spun, sunt funcționat public, nu se mai întâmplă. Nu se mai atrează. Dar de ce? Putem pregăti un mă întrebați pe mine, nu vă pot da răspunsul ăsta, că nu face parte din activitatea pe care eu o conduc. Am făcut trimitere la serviciu gospodărie. Domnul viceprimar, puneți vă mulțumesc. Putem pregăti un proiect în sensul ăsta. Nu trebuie proiect. Nu trebuie proiect. Asta e... Trebuie... Trebuie o părinitate într-o mașă. Și de luată legătura cu Ocolul și... Colaborat. Am înțeles. Vedeți că ar fi probleme să ne ducem tot la mașină. Da. Ce fel? Nu mai au utilaje performante ca să ducă. Nu mai este. Cu ce mașină mai face? Nu, pe trasa aia. Sunt locuri pe unde n-au. De cum red light. La restricții, la Sighișoara, spre exemplu, deși că e turnaș, este de 9 tone de la Ocolul Silvii, plus de așa 10 lei la metru cub. Atunci agentul imediat își face calculul în funcție de restricție plus cei 10 lei la metru cub. Da, nici noi nu putem gândi reparația drumurilor ca să-și facă la socotelile. Deci nu se poate. Unde se poate să ne reparăm? Cum vă scoteți? E municipiul asta chiar că nu. Deci e așa o chestie cu... Participul la toate licitațiile. Suntem singura primărie, nu mă laud, din Mujurii Mureș, care participăm la licitațiile masele noastre. Să știți că întotdeauna se spune, uitați-l pe domnul de la Sighișoara care spune atenție la taxa de transport plus la capacitatea mașinilor de încărcare. Și într-adevăr, cei care ajută, că vin la mii și le spun ce au de făcut.
Părerea mea este că ar trebui ca și poliția locală să fie puțin mai vigilentă, ca să nu folosesc un termen mai așa, și să încerce să-și facă datoria. Și ca să-i ajutați pe poliția locală, puteți să comunicați, să dați o adresă, vedeți că avem exploatare acolo. Există comunicare, există comunicare. Am spus la tineau că, virgulă, folosim din tradiție spre noi. Mulți veneau la mine, că vor lăsa numele meu, în schimb îi trimiteam spre serviciu investiții acum. Întâmplarea este că era acel om, care nu mai este, care muri, nu să-l ierte, care se ocupa de drumuri, într-adevăr. La ora actuală trebuie să recunoști, nu mai avem o persoană angajată care se ocupă doar de drumuri. Când spui drumul, să spui X-ul ăsta, care are în fișa postului. Acum toată lumea se ocupă și când e cu toată lumea... Dar n-aveți post de așa ceva? Sau... Nu știu. Cred că este. Există post vacant, nu s-o scot acolo. Haideți, acum noi întâlnim aici într-o discuție, vorbesc de executiv, culmea culmilor, că știm ce avem de făcut. Exact cum spunea Cristi din nou. Cum să aplicăm chestia asta? Deci dacă ar fi o exploatare de biserica Biblia, ar veni cu tine, că nu poate. Nu văd nicio diferență dacă e exploatare pe, la capătul Uderica. De aceeași chestie. Putem face un regulament strict. Asta reprezintă consiliul local. Trebuie lăsați atribuții de cățar și de servici pentru ce bine să mergem chiar și ce trebuie să facă angajații din primărie, că deja nu mai știm ce avem de ordinea de zi. Hai de tate. Și așa de tate. Și nu sigur că trebuie. Cu rezidență, hai să urmă. Da, să în prima dată să votăm și așa trecem la discuții, nu? Da. Mulțumim foarte. Domnul Marin, aveți ceva de întrebat? Da, eu vreau numai să întreb pe domnul inginer. Cine face constatarea de la dumneavoastră sau de la furile care trebuie să răspundă de aceste drumuri la intrarea înainte de a se începe parcela să se taie și la terminare după ce s-a tăiat parcela și s-a transportat lemnul? Este o comisie care se ocupă de așa ceva? Se face tăierea parcelului dosar întreg în care la rampa primar și la drumul forestier se spune se va preda, se face fotografii, poze, se scrie se va preda rampa și drumul forestier ca și la întreprindere. După aceea că se termină se verifică problema. Se marca, dar aveți, faceți verificări și pe timpul exploatării. Absolut. Eu cred că acolo e o întrebare altceva. Nu, dar se știu că la mine deja am pus întrebarea, dacă verifică cineva. Pentru că ei își aleg rampile de încărcare. Și poate să fie în capul drumului, la mijlocul drumului sau la nu știu cât. Și nu știu cine ia hotărârea asta. Pentru că până la un moment dat au mijloace de transport, la un moment dat nu aveau mijloace de transport. La un moment dat la șoferii convine să meargă putinul până în capătul parcele, la unul nu-i convine, știi? Și atunci ei își fac chestia asta de a zis, cine e comisia care se ocupă de problema asta? Că asta trebuie să o știe cineva clar, din capul locului. Pentru că știe, în momentul când apare, nu mai avem voie să tăiem cu apărut deja sămățișul și stricăm pădurea, dar de drumul nu interesează premia. De șanțuri nici atât, de podețurile care au fost confecționate și s-a cheltuit banii, nu, iar nu interesează pe nimeni. Și nu o spun întâmplător, pentru că toți avem cabane pe la țară, pe zina Vitata și vedem că nu doare capul pe nimeni. Deci nu vreau să luați ca și critică, dar ar trebui să existe o înțelegere, o colaborare între primărie și ocolul civic, care să fie un reprezentant al locului civic, un om al primăriei, care să vadă asemenea lucruri ce se întâmplă. Când se intră pe drumul respectiv și se începe pe acela, când se termină. Pentru că dezastrul este întotdeauna când se termină. Iar reprezentanții care vin și câștigă licitațiile, vin și dau cu niște sume de astea minore, aruncă niște pietriși care la prima ploaie spală și drumul tot nereparat rămâne, sau mai rău, umple șanțurile care nu au fost decolmatate și întreținute. Asta se întâmplă. Deci, cu pare foarte rău, nu punea voie să spun, dar aici trebuie să existe o colaborare și verificat strict pe hârtie, pe evidență clară. Că altfel, asta va persista an de zile de aici. Mulțumesc, Adrian. Ceea ce aveam asta, că după domnul președinte, nu am votat, și faptul fondul de informare în articuloare, rezolvarea acestui probleme. Formate de poliție, drâns și noi, executiv, jandarmi, dacă trebuie și așa mai departe. Da. Să punem proiectul la vot? Nu, avizele. Avizele. Da. Buget? Favorabil. Comerț? Favorabil. Favorabil. Politic? Favorabil. Ok. Acum să punem la vot, 10 pentru. Da, bun. Abținere. Se aprobă cu unanimitate.